Păi nu sunt afecționate de vină cui? Doamne, ați cerut niște acte, noi le-am dat. De ce nu? Dar de ce nu putem intra? Nu sunt afectate. Da, vrem să participăm la eveniment. Asta înseamnă să selectați presa, doamnă. Asta este. Iată legitimația mea de presă, nu e suficient. Așteptați-vă. Salut. Doamnă, am depus actele cum ați cerut, cu 3 săptămâni în urmă. De ce n-ați soluționat până azi? Chemați-l pe domnul Ceban să-mi spună că nu am voie să intru. Vă rog, chemați pe cineva din administrația prezidențială, pentru că de asta am depus actele, să putem intra la evenimente, nu stau pe holuri. Extraordinar. Ajutați-vă, rog. Nu mă dați afară, vreau să clarifice. Vă rog, dar nu puneți mâna pe mine. Vă rog mult. Stați mai un pic, stați un pic. Vreau întâi să-mi spună de ce nu-mi dau acces. La intrarea centrală să trebuie. La intrarea centrală. Doamna a primit actele acum 3 săptămâni și n-a rezolvat problema. De ce eu trebuie să stau la ușă dacă ea n-a rezolvat problema? Treceți, v-am spus, treceți la problemă. Mă cheamă, de ce să trec? Spuneți. De ce să trec, doamnă? V-am dat cu 3 săptămâni în urmă actele. Deci nu mă primiți la eveniment. Mă cenzurați, doamnă. Nu o să te lasă. Vreau frumos, mă urmă, să zic tot ce vreau. Bună ziua. Nu sunt lăsat la evenimente publice. Cum selectați voi jurnaliștii? Că nu înțeleg. Nu sunt lăsat, am legitimație, totul e valabil, îi spun că trebuie... Pe acreditarea n-a fost eliberată la timp. De 3 săptămâni am depus actele și nu ne-a eliberat-o. Eu sunt de acord, dar dacă am depus actele la timp, nu-i din vina noastră că nu ni s-a dat acea acreditare. Deci, în mod normal, nu ți-ai un jurnalist la ușă, că așa îți place ție. Cu ce încurc eu acolo să filmez? Domn Ceban, cu ce încurc eu acolo să iau imagini? Hai că vă faceți de rușine deja. Domnule, vă rog, dați-mi voi măcar să iau o imagine cu ușa închisă. Este o zonă de protecție, vă rog. Dar imagine cu ușa închisă, pot să iau sau nu? Vă rog mult. Deci mă trimiteți la 100 de metri. Eu nu vă trimit, eu vă rog frumos să treceți în afară. Vreau să filmez ușa închisă măcar. Asta e conferința mea. Asta e conferința mea. Nu vreți să vadă nici președintele, nici premierul. Ce rușine! Ce rușine! Vreau și eu acces! Domnul Filip, vreau acces la conferință! Domnul Filip! Ce rușine! De ce nu sunt lăsat? După ce se finalizează, băieți, verifică și dacă e tot corect, vă permite. Administrația prezidențială nu mi-a eliberat acreditarea la timp. Pot intra sau nu pot intra? Vă spun că terminăm prevedere. La conferință sper să reușiți. Bine. Păi dar nu eu eliberez acreditarea, președinția trebuia. Pe partea asta și filmez de aici. Nu, dumneavoastră în genere la 31 august. Dacă 31 august cu zona de securitate înseamnă... În ce bază s-a făcut? În ce bază? Baza legii SPPS. Vă rugăm frumos să continuăm deplasarea. Mai aveți decât. Dacă asta v-a dictat președintele, premierul, să vă fie rușine. Hai, vă rugăm frumos, domnule. Vă rugăm frumos, domnule. Rușine! Vrem acces la eveniment public! Domnul Candu! Ce bătaie de joc!